Rugăciunea noastră trebuie să fie: facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Matei 6:10. Cum se face voia lui Dumnezeu în ceruri? Permiteți-mi să menționez 4 lucruri. În primul rând, îngerii se află într-o stare de așteptare permanentă a poruncilor lui Dumnezeu. Ei nu aleargă prin cer încercând să facă ceva pentru Dumnezeu, după propriile lor idei. Nu. Ei așteaptă mai întâi ca Dumnezeu să vorbească și numai atunci ei acționează. Dumnezeu spune: caut pe cineva care să aștepte și să vadă mâna mea care face un semn. Cineva care va lucra după voia mea, lucrarea pe care i-o dau. Și lucrarea pe care nu i-o dau, să n-o facă. Și ce bucurie am când pot găsi o ființă ca aceasta. Un om care va face toată voia mea, care este focusat să studieze gândirea stăpânului său. Așadar, când ne rugăm, voia ta să se facă pe pământ așa cum este în ceruri, înseamnă în primul rând că vrem să auzim ce are de nespus Dumnezeu nouă. În al doilea rând, când Dumnezeu vorbește, îngerii se supun imediat. Ei nu spun: Doamne, voi aștepta câteva zile în care să mă gândesc la asta, vreau să aflu ce gândesc și prietenii mei îngerii despre asta. Nu există așa ceva în cer. Când Dumnezeu a spus un lucru, acela rămâne. Ascultarea este imediat. Rugăciunea noastră ar trebui să fie: Tată, ajută-mă ca să nu întârzi când aud vocea ta. Nu vreau să mă grăbesc înaintea timpului tău, dar odată ce ai vorbit, vreau să mă supun imediat. Apoi, în al treilea rând, când Dumnezeu poruncește ceva în ceruri, se face complet. Acești îngeri nu pleacă supunându-se parțial lui Dumnezeu. De aceea, rugăciunea noastră ar trebui să fie: Tată, ajută-mă să fac toată voia ta în viața mea, să ascult complet fiecare poruncă, indiferent de preț. Și în final, ascultarea îngerilor este cu bucurie. Nu sunt șovăitori, invidioși și nici nu se plâng în ascultarea lor. Niciun înger nu își compară sarcina cu cea a altuia și nu spune: Doamne, de ce mi-ai dat o sarcină mai dificilă decât ai dat acelui înger? Auzim astfel de plângeri chiar și în rândul credincioșilor. De ce să fac eu toate sacrificiile? Dar cum e cu acela sau aceea, etc.? Dar niciodată nu auzim astfel de cuvinte de la îngerii din cer. Ei consideră că este un privilegiu să facă orice pentru Dumnezeu și se bucură de orice ocazie de a-L asculta. Așadar, atunci când ne rugăm această rugăciune, noi cerem ca voia lui Dumnezeu să se facă în viața noastră în felul următor: cu bucurie, fără plângeri și fără a ne compara cu ceilalți.